ceva de strigat la cer cu sănătatea aici. E de strigat la cer. El când aude să plătească aici, trebuie să plătească, știi, și acolo el are... Acolo are... El are totul gratis acolo, că cei care au avut tumoare, le dă un carnet și fac totul gratis. El acolo poate să-și facă de la analize, ecografie, orice, totul are gratis. Ei, băi, da, aici erau 80 de lei să facă ecografia, nu erau, putea să facă o excepție și să ducă să facă mai repede, să vadă ce e. Că dacă ei, e treaba din prim. Da, pâine prăjită, nu mănâncă. Prăjită? Pâine prăjită, nu mănâncă. Da, nu mănâncă. În fiecare dimineață numai pâine prăjită mănâncă. Asta e, 15 lei de pâine prăjită cu ceai și... Da. Altceva nu mănâncă. Dar mi-ai făcut sucul să mai mănânci niște sucul și-o să-mi vină. Păi ea, l-am întrebat acum, vreau să-i fac pastă și a zis că nu vrea să mă audă de pastă, că-i fac, că-i dau tot sucul în seara asta, mă gândeam ce să-i fac în seara asta. Am fost la Aneta și mi-a dat niște ouă proaspete, dar sunt cam grele ouăle seara să-i dai. Și mai ales că doare ficatul. Uite, mă, după asta. Hai. Hai, de rău, mă. Doare. Păi, dar nu știu. Nu știu altceva, nu știu ce să-i dau. Ai scupat capul. Păi, da, e, ce a făcut? Am pus 3 cartofi, 2 morcovi, o ceapă și... Asta și o leacă de pastă de aia specială pentru supă și asta, dar să știi că are gust bun. Aveam de gând să mănânc și eu seara asta, dar dacă am mâncat acolo, mi-a dat a cincea oară, îți dă bonus acolo. Și ne-a dat o pizza, da, o pizza, 5 mici și pâine caldă și cartofi făcuți în spuză. Cum făceam noi când făcea... Da, așa de bun. Și am mâncat 2 mici cu pâine caldă și o felie de pizza și cartofi, nu mai trebuie nimic și mai mănânc supă. De-aia mă... E, da, dacă el m-a ascultat, eu ieri dimineață i-am spus, mă duc să iau o aripă de curcan, că e mai consistentă aia. Și mă duceam, luam și... un păstârnac și un pătrunjel și o făcea mai consistentă, știi? Dar nu... Lasă, că era mai nou. Nu, nu, mă, aripa de curcan, lasă-o în pașe, nu merge carne din timpul ăsta, nu-i dat carne. Nu. Dar nu crede el niște lămâie, măi, să-i spune și... Nu, nu, nimic, bă, nimic nu vrea, absolut nimic. Păi asta e greu. Dacă nu iei nimic... Dar noi mai e... Mai uite, mă preobișnuiește cu Crayford. Știi Crayford? Da, cum să nu? Așa spune. Crayford, așa-i Crayford. Îl luam lui mama. Îl luam lui mama că îi scădea diabetul. Deși e foarte pentru el. Ce să-i fac? Am mâncat în fiecare săptămână câte unul, dar nu numai el, și eu am mâncat. Și am văzut că mă durea stomacul, dar în fine. Știi ce mănânci? Cine știe câte... Am rezolvat și cu testul, cu verișoara lui Camelia. Ne-a sfătuit că să nu-l facem marți. A zis că ea ne programează.